Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Fetelor, stăpâna mea mi-a cumpărat o placă de păr! Am să o încerc! Cum se oprește asta? Din fericire, nu mai avea baterie! Gwen, ești cea mai tare! Nu uita, mâine e prima întâlnire de joacă! Hai să arătăm toate foarte bine, da? Nu am destule emoticoane ca să vă arăt cât mă bucur să vă văd în sfârșit! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! Clubul VIP Pets! Slime-ul ăsta e cel mai tare! Nu! Nu, 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 nu! Acum ce mă fac? Dramă! Iar am întârziat! Bună dimineața, unchiule! Am sosit! Bună, unchiule Fabio! Scuze, m-am împiedicat și... Nici o grijă! Cel mai important este că ai venit să mă ajuți! Ești nepoata mea preferată! Dar sunt singura ta nepoată! Serios? Opașa! Ha, săritură! Ha, eu am ajuns prima! Hei! Bună, Taylor! Eu sunt Gwen! Îmi place părul tău! Ah, mersi! Ești foarte drăguță, Gwen! Prietene! Ajung imediat, doar când am avut semnal Wi-Fi. Poate, în loc de Lady Gigi, o să-ți spunem Lady Wi-Fi. Bună, frumușelelor! Stăpâna mea a ars brioșele astea, dar cred că le putem mânca. Mersi! Sunt foarte bune! Mă bucur! În sfârșit! Abia așteptam momentul să vă cunosc pe toate! Adăugăm un ou de prepeliță, detergent de vase, 2 cârnăciori, conform rețetei, șamponul ăsta de casă curăță tot! Super dramă! Wow! Uite ce linii are! Și ce accente! Cine-i stilistul? Îl vreau! A venit dintr-acolo! Trebuie să mai fie o intrare! Haideți! Dar nu e nimic aici. Doar vase și lucruri demodate dintr-un salon. Nu e nimic pe aici de văzut. Taylor, ești bine? E fantastic! Trebuie să încercăm! Juliet. Taylor. Alexia. Lady Gigi. Gwen. Hey. Bună. Ce șapcă chic ai. Bună, da, nu e rea. Dar îmi place mai mult coafiura ta. Nu eu am făcut-o. A fost... E secret. Păi, coafiurile noastre le face un prieten. Ce prieten? Unul minunat! E cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat! Nu știi ce talentat e prietenul nostru cu pieptenele? Nimeni nu e ca el! Uite cum arătăm toate! Toate? Da! Suntem un grup de prietene! Am să te prezint! Ele sunt Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi și eu! Ei bine, sunt Gwen! Bună! Eu sunt Mila! Ce-ai pățit? Știți, eu am avut un mic accident la păr. Nu-i nimic! Era cât pe ce să-mi fie mâncat părul de o placă azi dimineață. Ești așa drăguță? Nici nu trebuie să-ți coafezi părul. Haide,
Dă jos șapca! Nu! Ce dezastru! Și ce mă fac eu acum? Nu trebuie să-ți fie rușine de nimic. Ești o cățelușă specială, indiferent de cum arăți. Ca să-l reparăm, există doar o singură soluție. Dar e în regulă? Da, este. Nu-ți faci griji? Nu sunt așa sigură. Hai! E fantastic! Grandiu! Wow! Sunt de toate aici! Scaune pentru coafat, cafe pentru spălat, zona de așteptare și ăsta e sclipicitorul! Bună! Eu sunt Fabia. Ce repede te-ai întors, Gwen! Avem o mică problemă. Pentru asta, mai bine îl chem pe unchiul. Fabio! Măi, măi! Ce avem noi aici? Păi, am avut un accident cu... Slime! Nu trebuie să-mi spui! Am văzut de toate lipite în păr! Sos de curry, gumă, praline cu ciocolată... Am avut chiar două cățelușe lipite una de cealaltă! Și au plecat fericite, fiecare separat! Vino să te spăl și hai să vezi ce pot să fac! Nicio grijă! Fabio este un geniu! Ce a făcut Fabio noi noastre prietene? Mila, arăți extraordinar! Am venit în grup! Coafuri și aventuri! Suntem VIP Pets! I love VIP Pets! Totul pentru record! Ce ne regulă cu ea? Lăsați-o în pace! Wow! Uite! Un concurs de skateboarding! Au și categorie canină! Trebuie să particip! Mi-au placă de skateboard și încep să mă antrenez! Houston, avem o problemă! Cine e Houston? Nu contează! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! Taylor online? Cred că nu o să o vedem prea mult pe Taylor zilele astea. De ce? Se antrenează intens pentru concurs. Am auzit că recordul mondial e de 3 bucle și jumătate. Și ea vrea să facă 4 bucle. E imposibil! Dar e visul ei, nu? Păi face un efort foarte mare, trebuie să o susținem. Da! Prietenia e cel mai important lucru. De la atât a învârtit părul ei arată ca niște spaghete. Bună, Chiara! Taylor se antrenează toată ziua. E foarte motivată. V-am spus! Asta e comanda greșită. Spray-ul de păr e special pentru câini sportivi. Nu-l pot folosi. Unchiule, cumpără-l. Va fi perfect pentru părul lui Taylor. Îl poate folosi în timpul reprezentației. Ups, o clipă. Crezi că ar trebui să-l păstrez? Sigur, unchiule, încearcă-l. Haide. Wow, nici măcar o tornadă nu poate strica coafura. Nu văd nimic. Bună! Gwen la telefon! Suntem la mine la ora de relaxare. Vrei să... Da! Scuze, fetelor, dar nu prea am chef. Ce e, Taylor? E din cauza concursului?
Mai trebuie să mă antrenez. Părul meu e un haos și nu mai pot continua așa. Și dacă mă opresc acum, n-am să pot câștiga concursul. Vreau să fiu singură. Beata Taylor, trebuie să facem ceva. Trebuie să-i sunăm pe Fabio și Fabia ca să încerce să-i rezolve problema. Nu poate concura așa. Salonul FNF, alo? Chiara, ne trebuie o programare de urgență pentru Taylor. E o chestiune de viață și de moarte. Fabio! M-am antrenat foarte mult. Vreau să reușesc 4 bucle și să câștig premiul. Dar părul ăsta nu mă lasă să văd și nu pot. Putem folosi noul super spray. Vom vedea. Trebuie să rezolvăm haosul ăsta întâi. Și acum super spray-ul. Skater style. Oh, concursul va începe în curând. Noroc că prietenele tale au sunat la timp. Ce e, Taylor? Nu-ți place? Nu e asta, Fabio. Îmi lipsesc prietenele. L-am abandonat din cauza antrenamentului. Noi, sportivii de elită, suntem foarte singuri. Trebuie să facem ceva. Fetelor, tocmai am rezolvat problema lui Taylor. Acum e rândul vostru să mergeți la concurs ca să o susțineți. De data asta, Fabia are dreptate. Hai, VIP Pets! De data asta, acum... Doamnelor și domnilor, la categoria canină, direct din Glam City, iată-o pe Taylor! Oh, nu! Unde-mi sunt prietenele? Hai să oprim asta. Vă reamintim că pozele cu blitz nu sunt permise. La cererea publicului îi dăm lui Taylor încă o șansă. Ce mă bucur că ați venit. Mi-ați lipsit. Te-ai antrenat atât de mult, Taylor. Asta e șansa ta. Locul întâi merge la primul cățeluș care a reușit 4 bucle. Taylor! Sigur, dar era cât pe ce să strici totul cu blițul tău, Lady Gigi. Ce e important e că Taylor a fost răsplătită pentru efortul și antrenamentul ei. Nu, ce e important e că am învățat că n-aș fi putut reuși fără prietenele mele. Păi, trofeul ăsta nu e o nimica toată. Ia să vedem gustările. Sunt comestibile? Wow, ce gustos! Scuze, fetelor, trebuie să merg la baie. Vă mulțumesc foarte mult, fetelor. N-am să mai pun niciodată un concurs înaintea prieteniei noastre. Wow, uite! Concurs de surf! Și o categorie canină! Trebuie să particip! Pe curând, fetelor! Păi, parcă eu deja vin. Nu contează. I love VIP Pets! Bună dimineața, lume! Azi e o zi minunată! VIP Pets, bună dimineața! Sunteți gata pentru festivalul de muzică? Vom dansa! Ti-ti-ti-ti-ti! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets! VIP Pets! Prieteni! VIP Pets! Te ne oprit când suntem împreună!
Gwen. Vedeți? Am subliniat toate trupele pe care aș vrea să le văd în festival. Aș începe cu trupa asta, Ferma Câinelui. Ha, aș prefera ceva mai optimist. I-ați auzit pe cei de la Mochio? Aș vrea și ceva pe care să dansăm. DJ Dance e cel mai tare, foarte la modă. O să vedem trupe foarte tari. Dar vom vedea că cel mai la modă acum e vocea trap. Mă rog, dar trebuie să-l văd pe DJ Dance. Vrei să mergi la festival? Nu prea-mi place aglomerația. Păi, eu ador festivalurile. Când eram tânăr, mă rog, mai tânăr, mergeam la toate festivalurile. Au! Asta pare să fi fost foarte de mult, într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată. Am fost stilistul celor mai mari artiști. Serios? Sigur! Eu am fost creatorul părului tapat și apoi toată lumea l-a copiat. Da, sigur. Tu ai creat și placa de păr. Corect. Iar acum toți o folosesc. Cu ce staruri celebre ai lucrat? Cu multe, multe! O să-ți arăt niște poze într-o zi. Dar nu prea cred că muzica trap e la modă. Nu-mi place atât de mult. Cel mai bine e să mergem împreună, nu? Suntem VIP Pets! Fără dramă! Și ultimul concert DJ Dance! Să dansăm! Nu văd nimic! E prea multă lume! Nu chiar nimic! Eu văd multe picioare! Eu m-aș fi dus la concertul de muzică trap. Chiar dacă nu vezi scena, măcar poți dansa. De ce nu mergem să mâncăm ceva? Nu, hai să ne ocupăm un loc bun la următorul concert. Stai, mai avem timp înainte să înceapă și trebuie să mănânc ceva ca să am energie. Și eu vreau să pun o poză cu mâncarea pe internet. Sunt numai picioare în poza asta pe care ai făcut-o. Dar nu o să putem vedea nimic. Nu o să putem vedea nimic și dacă nu mâncăm și leșinăm. Nu țipa, mă stresez. Să respirăm adânc, ne enervăm și asta nu va rezolva nimic. Gata, mi-e prea foame. Bine, fetelor, acum că am mâncat și am băut apă din fântână, credeți că ne putem întoarce la concerte? Eu aș prefera să merg la cumpărături sau la Fabio. Să mergem la Fabio? Mergem la Fabio mai târziu. Azi e o zi specială. Eu aș merge, dar lăbuțele mele sunt praf. Prefer să merg la Central Pet. Sigur! Hai să mergem la film! I-am spus, o să fii tare. Și nu știam cât de mult va vorbi lumea despre asta. Ani de zile. Deci ea a fost prima cu păr tapat? Chiar prima. Și tu ai creat stilul? Aha. Îmi place! Mai spune-mi, mai spune-mi! Ai văzut crestele punk? Acum va zice că el le-a creat. Păi, eu le-am creat acum mulți ani. Eram la Londra și... N-am putut să văd nimic. Sunt mulți oameni. Oh, din cauza concertelor, vorom stă ca o comă de leu. Fabio, am nevoie de tine. Atunci intră. Mă coafez. Dar ce e cu fața asta? Ți-ai văzut DJ-ul preferat? N-a cântat încă. Ea e ultima, dar a fost un dezastru. Nu sunt dispoziție de a o vedea. Trebuie să fac ceva, dar ce? Știu ce e! Am să-ți fac un look pentru un concert. L-am făcut doar pentru ocazii speciale. Să zicem că e un look unic care îți va îndeplini toate visele. FNF, 100% natural, cu o rețetă secretă. Serios? Am să spun doar că, datorită acestei coafuri, DJ-ul tău preferat e și acum dedicat muzicii. Nu vine să crezi. Normal. DJ Dance? Exact, ea! Unchiule, eu te iubesc mult, dar nimeni nu crede asta. Hai să încercăm! Ah?
că de data asta coafura a reușit mai bine ca niciodată. Wow, mi-a plăcut mult filmul. A fost foarte bun. Voi vedeți asta? Ha? Tare, frumos. Îmi place foarte tare cum arăt. Haideți, fetelor, să ne întoarcem la concerte. Dar sunt prea mulți oameni. Nu o să vedem nimic. Nici o grijă. Veniți după mine și o să vedeți. Arată ca DJ Dance. Are aceeași coafură. Uite, toată lumea ne face loc. Da, primul rând e al nostru. De ce inventează poveștile astea? Și unde e placa de păr? Oh! Wow! Totul e adevărat! Sunt șocată! Păi, nu chiar tot. De fapt, succesul lui DJ Dance nu se datorează coafurii mele. De ce nu? Ea și-a făcut-o. Avea nevoie doar de puțină încredere în ea. La fel ca Gwen. Primul rând, am reușit! Coafuri și aventuri! Suntem VIP Best! Bună dimineața, lume! E timpul să ne întindem picioarele cu puțină yoga! Namaste! Cum să merg la ora de yoga cu părul așa? Uite cum îmi stă părul! Piaptă-l, te rog! Bună, frumoasa mea, Nila! Nici nu m-a băgat în seamă! Nila, nu mă pot juca acum. Trebuie să plec. Uite, ia o gustare. Ne vedem mai târziu. Bună, Nila. Cum ești? Ciufulită. Da, văd. Parcă ai un cuib de păsări pe cap. Stăpâna nu vrea să mă pieptene. Trebuie să insiști mai mult. Mai mult? Da, mai încearcă. Acasă în sfârșit. Noapte bună, Nila. Merg la culcare. Păi, cu părul așa? Nu o să pot să-mi țin mâine ora de yoga. Fetelor, am o mare problemă. Vedem asta, Nila. O rezolvăm mâine. Îți trimit un playlist cu muzică relaxantă. Mersi! Ne vedem mâine dimineață la plimbare. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP Pets, VIP Pets, prieteni, VIP Pets. De ne oprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri, I love VIP Pets. Ce încălceală! E imposibil! În dezordinea asta e imposibil să găsesc uscătorul de păr pe care mi l-a cerut unchiul. Acum înțeleg de ce nu l-a căutat el. Ce dezordine! Bună, fetelor! Cum merge? E imposibil să găsesc uscătorul roșu pe care mi l-ai cerut. Nici o grijă! Era foarte vechi. De 2 ani deja. Am să cumpăr altul imediat. Și poți arunca tot restul. Pa! Să arunc totul? Mă ajut să-l găsesc, Chiara? Ha? Chiara? Bine. Să începem cu cadrul ăsta. Nu e mare scofală, să știi. Sigur, câteva întinderi și gata. Bine, bine, dar nu râdeți. Încetați! Toată lumea o să se uite la mine. Dar Nila, ce ți s-a întâmplat? Poți să-l ating? Să-l atingi? Tu glumești? Nu. Terminați odată! Credeam că ați venit să mă ajutați. Nu să râdeți de mine. Scuze, Nila, doar că ce ai tu în păr se numește... O super încălceală! Dacă nu vreți să mă ajutați, eu plec! Stai! Nici o grijă! Se poate rezolva cu un balsam natural cu avocado! Ești sigură de asta? Sigur! Super! Îți desfășește părul! Pare să-ți folosești mai tare ca un cățel vedetă! Nici o
că nu doar îți desclăcește părul, dar ai să și strălucești mai tare ca un cățel vedetă pop. Gata! Acum trebuie să aștept jumătate de oră. Nu, nu, nu. Hai să-mi mulțumești mai târziu. Nu mai suport să stau așa. Nu funcționează. Scoate-mi-l din păr. E puțin dezgustător. M-am blocat, m-am blocat să... M-am speriat. Credeți că o să arăt bine dacă mă rad în cap? Trebuie să existe o altă soluție. Știu! Nimic nu rezistă la mica mea grâplă. Încep, moale, moale! Cheia e să rămâi concentrat. Adică să nu-ți pierzi atenția sau răbdarea. Aproape am terminat treaba. În sfârșit, noul uscător de păr pe care l-așteptam. Mai multă putere decât un avion. E prea bun! Am terminat! Gata! În sfârșit! Uscătorul meu roșu era aici! Poate nu trebuia să cumpăr unul nou? Încă ceva de descricit! Uite, Nila! Ți-am copiat ciupițele! Nu avem avocado! Nici lămâie! Repede! Nu le putem lăsa să ne vadă cu o coafură așa simplă! Fetelor, sunteți niște fane minunate, dar nu-mi copiați coafiura! E o eroare fatală de balsam! Credem că e noua ta coafură specială! Arăți atât de bine! Orice arată bine pe ea, dar Nila are dreptate! O, Luna, ce periaj ne așteaptă acasă de la stăpânele noastre! Păi, asta e! La revedere, coamă măreață! După atâția ani, a sosit momentul! Ești sigură că nu vrei să aștepți să-și facă balsamul efectul? Nu, Juliet! Sunt sigură că e nevoie de o profesoară cheală în orașul păduchilor. Nu insista! Stai, Nila! Hai să mergem la Fabio! A zis într-o zi că are un șampon pentru descălcit. Să mergem, Nila! Hai să te simți mai bine! Ce păr! Ce s-a întâmplat, Nila? Trebuie să descălcim părul ăsta! Și tu ce faci aici? Descălcesc cablurile astea. Mă ajutați? Sigur! Am să-ți fac o coafură în stil yoga și meditație. Primul lucru e o soluție naturală pentru a descălci nodurile. E cel mai nou produs de păr. Yoga style. Gata, toate încălcelile sunt descălcite. Nila, ești foarte frumoasă. Voiam să-mi cer scuze pentru că mi-am pierdut răbdarea mai devreme. Știu că încercați să mă ajutați. Și pentru că părul e perfect acum pentru yoga, vă ofer o ședință ca să ne putem relaxa. Ce idee bună! Da! I love VIP pets! Nu te cred! Ne vedem foarte curând! Serios? Ești în Glam City? Da! Am ajuns chiar ieri! Mi-a fost atât de dor de tine, prietene! Mergem la un film, ca de obicei? Tu aduci socorile, iar eu floricelele! Și biscuiți și gustări! Să nu exagerăm! Știi că ne îngrășăm! Eu? Hai, Taylor! Wow, ce stil! Te filmez cu încetinitorul! Hei, uite cine vine! Pari foarte bucuroasă! Ai primit un șampon nou de păr? Mai bine! Prietenul meu a venit în oraș să stea câteva zile cu mine! Grozav! Îl putem cunoaște? Scuze, nu acum! Trebuie să cumpăr câteva lucruri pentru film. Să vedem! Putem veni? Juliet? Oase premium, barbecue, putem veni? Biscuiți cu pui, da, e o alegere bună. Juliet în stare de cumpărături. Și floricele, era să uit. Salut, suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din pui. VIP pets, VIP prieteni, VIP pets. Să ne oprim când suntem împreună. Coafuri și aventuri, I love VIP pets. Dulce.
ce coafură! Mamma mia! Ce multe vechituri! De ce le mai ține unchiul tău? Habar nu am, dar de data asta mă bucur că nu a aruncat tot. Uită-te la asta! Am să inventez ceva tare pentru ora de știință. Vrei să mă ajuți? Da! Ce faceți, fetelor? M-ați speriat! M-a luat valul! Dar ce asta? Floricele? Dulciuri? Cred că au făcut o greșeală. Să nu mănânci nimic, Juliet, bine? Mă întorc! Trebuie să mă grăbesc înainte să se întoarcă stăpâna. Ritmul ăsta nu să reușesc. Să mergem! Au! Oh, nu! Nu pot merge așa! Haide, Taylor! Ai să dobori recordul! Prietenul lui Juliet sigur nu poate să facă asta! Ajutați-mă, vă rog! Nu! Mai trebuia încă una! Ce s-a întâmplat, Juliet? Nu pot scoate astea! De ce nu-ți chem super prietenul? De ce sunteți supărate pe mine? Pentru că nu ne-ai invitat la film ca să-ți cunoaștem prietenul. Vreau doar să fiu singură cu el pentru că nu putem petrece timp împreună decât în după-amiaza asta. E în regulă, dar am vrea măcar să-l cunoaștem. Bine, de acord, dar luați-mă să din part. Se rezolvă. Au, cu grijă, cele copii sunt foarte ridicoase. Scuze. E imposibil. Stați, am o idee. Asta aici și asta aici. Bine, Chiara, am reușit! Ce echilibru! Ce armonie de culori! Lui DJ Dance sigur îi va plăcea culoarea! O să-mi testez super ondulatorul să văd... Scuze, unchiule, prea multă putere, nu? Nici o grijă! Din fericire, am niște reflexe care... Chiara! Culoarea asta nu-ți stă rău! Nu o să poate să le scoate din păr! Asigur că da! Respira adânc! Trebuie să fii mai optimistă! Fabia și Fabio mereu au o soluție! Sigur, el știe să rezolve problema! Imposibil! Nu știu ce să mai încerc! Lasă-mă pe mine! Am făcut niște ajustări și, la putere maximă, sigur o topesc! Nu cred că e cea mai bună opțiune! Nu-mi pasă! Dați-i drumul! Cum e? Acadeaua e mai drăguță decât înainte! Arată ca o bijuterie! O bijuterie? Juliet, nu cred că există o soluție! Trebuie să-l tăiem! Să-l tai? Nu! Niciodată! Prefer să păstrez acadeaua! A? Acadea? Am o idee! Ai încredere! Candy style. Și voilà! Îmi place! Parcă ar fi fost făcut așa intenționat. Nu ca vopseaua mea. Bine, haide. O rezolv acum, sunt inspirat. Oh, nu! A sosit prietenul meu. Trebuie să plec. Pa, Juliet. Vreau să cad prietenul. Da! Ce palpitant! Sunt sigură că e simpatic. Abia aștept. Fetelor, vă rog, liniște! Nici o grijă, Juliet! Vom fi la fel de silențioase ca un uscător scos din priză! Liniște, VIP Pets! Unde e prietenul meu? Bună, Juliet! Ne întâlnim în sfârșit! Suntem fanii tăi! Ne place profilul tău! Vrei să vii la film cu noi? Da, ce idee grozavă! Vi te rugăm! Cu plăcere! Dar mi-am făcut planuri cu cel mai bun prieten! Juliet, tu ești? Scoate-mă de aici, te rog! Mi-au pus asta în cap și nu o pot scoate! Ah, nu văd nimic! Voi ați fost? Am văzut pe Insta o cățel că vii la film și...
Dar nu se poate să puneți o găleată mare cu floricele în capul cu iubirea. Nu se face așa ceva. Juliet? Te-am spus. Iartă-ne, ne pare foarte rău. Fetelor, hai să ne facem planuri și așa. Voi avea timp să vă spun totul despre secretele mele vis-a-vis de modă, de acord? Grozav! Și noi credem că e grozav, dar cineva are nevoie de ajutor. Alo? Alo? I love VIP Pets! Ați văzut ultimul clip pe care l-am postat? Este un succes total! Vedeți? Inimă, inimă, stea, inimă, inimă! Ai atât de mulți urmăritori că ai putea readuce la modă bretonul cu sclipici! Ha-ha, sigur! Sunt influencer Gigi, cea mai faimoasă de pe internet! Poate ar trebui să-mi spun părerea despre bretonul cu sclipici? Mi-aș putea face iar o coafură deosebită! Pa, pa, prietenele lui Gigi! Hop! Se pare că celebritatea i s-a urcat la cap! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets, VIP Pets, prieteni, VIP Pets! Te ne oprit când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Pets! Gigi, cea la modă! Da! Postarea mea despre bretonul cu sclipici are succes! Un mesaj de la prietenele mele! O să răspund mai târziu. Ca să fii influencer, trebuie să muncești foarte mult. Ham? Ham! Și cu asta, dragii mei, e gata deja coafiura. Am văzut tutorialul ăsta de multe ori și nu pot face coafura asta. Nu-mi iese decât un look banal. E sfârșitul carierei mele. Unchiule, ce-ar fi să o facem împreună? Nu! Asta e o provocare personală. Poate ar trebui să facem ceva ca unchiul să-și recapete încrederea în el. Lady Gigi nu ne-a răspuns la mesaje și, în plus, n-a venit la yoga. Am văzut-o azi dimineață pe promenadă și fanii ei o urmăreau și făceau poze. Fetelor, puțină concentrare și acum poziția lotus. În ultimele minute a avut câte o părere despre orice. E obositor. Lady Gigi e aici! Lady Gigi! E imposibil să-ți iei un curs de yoga așa! Ai venit! Abia așteptam să te vedem! Pentru că nu ne-ai răspuns la mesaje, am crezut că poate ai uitat de curs, nu, Nila? Am fost ocupată să răspund fanilor! Și pentru că eu predau acest curs, eu spun fără telefoane! Bine! Așa, unde eram? Oh, lotusul! Haideți, fetelor! Doar un mesaj, n-o să se supere. Lady Gigi! Haide, Nila, nu-ți face griji. Da, știu, dar n-ar fi trebuit să mă supăr așa în timpul orei de yoga. Dacă prietenia noastră se rupe definitiv... Nila, asta nu se va întâmpla niciodată. Noi suntem VIP Pets! Sunt un stilist bun. Nu sunt. Sunt bun. Nu sunt. Nu sunt. Lasă asta, unchiule. Nu uita, cine a inventat buclele inversate? Tu. Și cine are salonul cel mai tare din Glam City? Tu. Tu, doar tu. Da, pot să o fac. Nu mă opresc până nu o să-mi iasă perfect. Unchiule, pot să te ajut dacă vrei. Nu-i nevoie, draga mea. Să-i dăm drumul! Haide, Chiara! Vino cu mine! Bine, așa este, am fost puțin cam aspră, dar voi nu mă înțelegeți! Nu-mi place, nu-mi place! Fără prietenele mele, începe să fie cam plictisitor! Baie, de inim, înghețată, vizualizări, duhnicele... Aș vrea să fac yoga cu prietenele mele! Îmi place mult tot ce spune... Mereu are dreptate. Și m-am supărat așa tare în timpul orei de yoga. Mi-e dor de ea. Lady Gigi! Un piculeț aici și gata. Coafura deranjată a lui Fabio, că atunci când te dai jos de pe motocicletă, n-o să observ dezastrul. Să încercăm!
Scuze, Fabio, dar trebuie să spun, coafura ta deosebită nu are nicio legătură cu a fi deosebit. Unchiule, unchiule, ești bine? Ai dreptate, Chiara. E o coafură groaznică. Știi ce, Fabia? Coafura de eveniment deosebit poate are nevoie de 4 mâini pentru a o realiza. Mă poți ajuta, Fabia? Ești cel mai bun unchi din lume! Mi-e atât de dor de prietenele mele! Sunt extraordinare și au continuat să facă lucruri! Iar eu am fost puțin aspră cu prietenele mele. Nu are niciun sens să fii influencer dacă nu poți împărtăși asta cu cei pe care îi iubești. Nu-i așa? Trebuie neapărat să vorbesc cu ele. Ei bine, fetelor, voiam să vă spun ceva. Îmi pare foarte rău. Nimic nu justifică faptul că nu v-am ascultat. Nici că am întârziat la cursul Nilei, deși nu-i frumos. Și mie îmi pare rău, Lady Gigi. N-ar fi trebuit să-ți vorbesc urât. E regulă! Ne lipsești! Vă iubesc, dragile mele! Ne lipsești! Vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Da, fetelor! Mi-a lipsit yoga atât de mult! Mie tu mi-ai lipsit mult! Acesta este un eveniment deosebit și exclusivist! Cine vrea să încerce coafura noastră deosebită? Lady Gigi! Avem cea mai tare coafură la 4 mâini din tot Glam City! Pune muzică, Gwen! Exclusive event style. Incredibil! Ham, ham! Nu vrei să vezi ce se întâmplă? Categoric nu! Mă bucur de prietenele mele și nimic nu e mai important decât asta în momentul ăsta. Păi, se pare că și fanii tăi au învățat o lecție. Ce coafuri grozave! Mă voi inspira din ele pentru noile mele tablouri. Te vei inspira din ele sau le copiezi doar? E Fabio! Coafurile astea sunt mai tari decât ale lui Fabio. Alexia! Te-am auzit! Ce e, Fabio? E ziua absolvirii Fabiei și vreau să-i dau ceva special. Dar nu vine nicio idee. Poate niște șosete, un claxon de bicicletă, un costum de pui. Nu, Fabio, nu așa ceva. Ar trebui să fie ceva semnificativ. Ca foarfeca ta. Foarfeca mea? Dar foarfeca asta mi-a fost alături de când am intrat în minunata lumea părului. Dar e absolvirea Fabiei. Cadoul trebuie să fie minunat. Trebuie să găsesc un alt cadou. Am plecat, nu mai am timp de pierdut. Dar costumul de găină e la reducere. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP Pets, prieteni, VIP Pets. Te ne oprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri. I love VIP Pets. Ziua absolvirii. Fetelor, și noi ar trebui să ne gândim la un super cadou pentru Fabia. Da, bună idee. Un tort, evident. Pai, un set de acoarele mereu binevenit. Un telefon nou. Vă dați seama că tot ce spuneți este pentru voi? Cadoul e pentru Fabia. Cum v-ați simți dacă ați avea un stil care îi se potrivește bine ei, dar nu funcționează pentru voi? Ai dreptate. Acum că stau să mă gândesc, trebuie să trec pe la Fabia în după amiaza asta ca să-și exerseze coafura pe mine. Am eu o idee. Una dintre noi poate merge cu Gwen după amiază și, în timp ce Fabia o coafează, cealaltă poate încerca să afle ce-i place. Și cine să meargă cu ea? Hai să tragem la sorți și cine câștigă? Nu, cine pierde? Nu, sunt de acord cu ea. Stop! Gwen și Lady Gigi, hai! Și de ce Lady Gigi? Pentru că are agrafe cu steluțe și e frumoasă și... Nu știu! Hai!
Bună, Taylor! Și noi ce facem? Voi? Da, noi! Trebuie să găsim o mie de fundițe de păr până la sfârșitul zilei. Grozav! Hai să mergem, fetelor! Operațiunea cadoul! Da, și acum stilul de absolvire. Bine, să facem coafura. Unde l-am pus? Ce cu tine, Fabia? Nimic, Gwen, doar că... Ce e? Haide, suntem prietene. Trebuie să-mi repet discursul de absolvire, știi? Aș vrea să fie foarte bine, dar nu am mult timp. Și cum ai de gând să faci? Vreau să fie ceva care să te inspire. Ceva despre timpul pe care l-am petrecut împreună. Sună bine, Fabia! Ceva magic! Graduation style! Îmi place! Minunat! E super la modă! Cu sclipici sau nu, arăți grozav! Minunat! Dar știm de ce are nevoie Fabia? Are nevoie doar de timp. E copleșită de toate. Da! Ochelari de soare, lanțișor de bomboane, pix care scrie doar noaptea. Salonul Fabio și Fabia! Chiara la telefon! Bună, Chiara! Trebuie să vorbesc cu tine! Vrei să încerci o coafură nouă? Nu! Trebuie să ne vedem personal! Bine! Păi, ne vedem mai târziu! Ce ciudat! Oare ce vrea să-mi spună? Fetelor, Fabio ne așteaptă la coafor ca să-i facă o surpriză Fabiei! Și nu avem cadouri încă! Trebuie să alegem ceva de care Fabia ar putea avea nevoie la absolvire! Pantofi comozi? Nu, o șapcă modernă! Nu, serios, niște blugi! Un tricou drăguț, dar nu unul pe care îl porți prin casă! Fetelor, ce v-am spus eu? Nu uitați că ea are nevoie cel mai mult de timp liber ca să-și poată pregăti discursul! Da, ai dreptate, Gwen! Așa e, dacă am luat valul! Ce ziceți de genta asta drăguță? Am atât de multe lucruri de făcut! N-am să pot să-mi scriu discursul și sunt așa obosită! Mai e păr pe aici! Operațiunea absolvirea! Coafură nouă! Fetelor! Surpriză! Dragă nepoată! Cum? Ai muncit atât de mult! Și cred că e timpul! Iată, foarfeca pe care am folosit-o de la începuturi! Bine? Foarfeca ta? Pentru mine? Mersi, unchiule! E cel mai frumos cadou din lume! Și acum, pregătește-ți discursul! Noi o să facem curat în salon! De asta am venit aici! Sigur! Haideți! Tu fă ce-ai de făcut! Mersi, fetelor! Haideți! Gata! Am discursul pentru mâine! Perfect! Păi, să ne ocupăm de singurul lucru care îți lipsește, coafura! Graduation style! Și am reușit cu multă muncă, da, dar și cu ajutorul celor care mă iubesc. Mersi! Într-adevăr, fără voi și sprijinul vostru, ar fi fost imposibil să reușesc! Am reușit! Uite o mie de fundițe! Și de toate culorile! Altceva? Iar acum, confeti! Îmi plac mult picturile tale, Alexia! Dar n-a venit nimeni! Sunt mai demodată decât perucile blonde! N-am să mai pictez niciodată! Trebuie să o înveselim! Nu e momentul să faci poze, Lady Gigi? Hai să vezi!
expoziția asta o să fie un succes! Ham, ham! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets! VIP Pets! Prieteni! VIP Pets! Te ne oprit când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Pets! Aproape Victor! Sunt cea mai slabă artistă din lume! Oh, să vedem! Ce grozav! Mai mult de 200 de like-uri pe Insta doc pentru expoziția mea! Sunt un star! N-au fost prea multe like-uri! Nici o grijă! Voiam doar să o înveselim! Uite, scrie acum! Vă mulțumesc, urmăritori! E clar că aveți un gust impecabil! Se pare că funcționează! Și vă face plăcere în continuare arta mea cu mai multe picturi! Acum? Nimic! O să vedeți! O să uite! Ce relaxant! Muzica clasică care îmi hrănește sufletul! Muzica pop hrănește corpul! Uite cum îmi port noua coafură! Nu e tare? Haide, Chiara! Hai cu mine! Mult mai bine! E foame! Termină! Îmi inhib inspirația! Trebuie să termin tot pentru noua mea expoziție! Mi-a amorțit slăbuța! Aproape am terminat! Nu mișcați! Nu din nou! Nimănui nu-i plac picturile mele! Sunt un eșec! N-am să mai pictez deloc! Și acum? Să mă gândesc! Nu! Nu mai vreau idei de la tine! Ce e asta? Wow! Ce pensulă frumoasă! Oh! Un bilețel! Cel mai frumos cadou pe care ți-l putem face! O pensulă cu numele tău pe ea și o dedicație specială! De la prietenele tale, ca să știi că picturile tale dau lumii noastre culoare! Dar nu mai am culori pentru nimeni acum! Oh, nu! Ne-a trimis pensula înapoi! Și acum? Oh, nu știu, dar trebuie să ne grăbim. Alexia tocmai și-a scos pensulele la vânzare pe de la lăbuță la lăbuță. Devine serioasă treaba, nu putem permite asta. Stați, am o idee. Voi încerca să cumpăr tot ce vinde. Tu glumești? Totul e foarte scump. O să vedeți. Bună, Alexia, mă interesează lucrările tale. Hai să ne vedem. Și acum o să mergem la Fabio. Uite, ăsta e dansul șarpelui. Tare mișcare! 10 puncte! Și ăsta e un demi-plie. Am să-ți dau o notă mai bună pentru că te-ai străduit. Fabio, suntem aici. Lumea e așa nepunctuală. Unde-i cățelușa pe care trebuia să o întâlnesc? Bună, Alexia! E atentă! Nu-i așa că te inspiră? Nu! N-am să mai pictez niciodată! Uite ce coafură magică! Lasă-mă în pace! Nu! Prea multă frumusețe! Nu vreau să pictez! Dacă chiar îți place să pictezi, atunci trebuie să o faci, indiferent de ce cred ceilalți. Adevărat! Ai dreptate! Dar nu am cu ce să pictez! Îți lipsea asta, cea mai bună pensulă! De la cele mai bune prietene din lume! Și acum nu mișcați! Oh!
fără grozav? Nici o grijă! Va trebui să merg la Fabio! Bună, Fabio! Trebuie să mă ajuți! Oh, ce groaznic! Vino aici! Bună! Tu trebuie să fii Alexia, artista! Da! Și tu cine ești? Mă numesc Chiara și visul meu e să fiu actriță! E cățelușa noastră! Încercăm noi cu afuri pe ea în fiecare zi! Dar acum e rândul tău! Haide! Și acum, tușa magică! Exhibition style! Ah, ești așa drăguță! Ham! Știu eu ce să fac cu picturile tale! Arătăm grozav! Îmi place mult, Alexia! Expoziția va fi minunată! Lumea abia așteaptă să intre! Fantastic! Ne mai trebuie încă ceva... Ce anume? Muzică! Ce tare! I love VIP Pets! Bună, fetelor! Cadoul pentru Juliet e aproape gata! Vă arăt imediat! Nu vedem nimic, Alexia! Nu e grozav? Titlul e Seara aniversară la Glam City! Vă place? Îmi place mult! Și eu am un cadou pentru Juliet! Am compus un cântec, dar m-am blocat la versul ăsta. Știți ceva ce rimează cu manechin? Eu am pregătit o ședință relaxantă de yoga pentru Juliet. Atenție, vă rog! E o petrecere aniversară pe plajă într-o oră. Tocmai am trimis invitațiile și am deja 40 de confirmări. Yay! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! Petrecere aniversară! La mulți ani, Muriel! Muriel? Cine e Muriel? Patiseria mi-a trimis un alt tort! E îngrozitor! Dacă citești în timp ce-ți miști capul, abia poți vedea numele. Deși... amețești puțin... Dar nu-mi pot sărbători ziua cu tortul altcuiva. Am cunoscut odată pe cineva care și-a sărbătorit ziua cu tortul altcuiva și a doua zi s-a dus la salonul de coafură și s-a vopsit blondă din greșeală și a trebuit să stea așa 3 luni. E blestemul tortului aniversar greșit! Trebuie să fie la patiserie. Intrăm prin ușa pentru animale și verificăm toate torturile fără să ne vadă nimeni. Haideți! Da! Da! Întoarcem asta la stânga, împingem în dreapta, 2 bătăi și... Ar trebui să chemăm un expert. Draga mea, nu ne... trebuie! Eu sunt un expert. Unchiule, eu cred că... Gata! Hai să-l încercăm. Chiara, te rog. Ce-ar fi dacă l-am încercat pe altceva înainte? Bună idee! Da, prosopul ăsta e încă puțin umed de când am uscat părul Chiarei. Gata! Se usucă în 3 secunde! Cine e geniul acum? Cine și-ar fi imaginat că o să livreze tortul așa repede? Nu o să găsim tortul la timp! La revedere, părlucios! Bun venit, plete blonde! Haide, nu poate fi așa greu! Trebuie doar să găsim tortul înainte de petrecere! Mai avem timp! O să fie un dezastru! Nu, îl găsim! Câte aniversări pot avea loc în același timp azi în Glam City? Păi, puține! Trebuie să ne împrăștiem și să verificăm locurile! Sigur o să-l găsim! Nu suntem noi VIP Pets? Suntem! Hai să găsim tortul!
40 de aniversari pe o singură stradă. Am zis la mulți ani unei Buriel, Luriel și Juriel. Nu fi tristă, Juliet. O să găsim o soluție. Cred că am o idee ca să rezolvăm problema. Vă trimit locația. Da! Ăsta e planul. Dacă nu găsim tortul dispărut, îl reparăm pe cel pe care l-avem. Wow! Ce idee bună! Am tot ce trebuie ca să-l reparăm. Trebuie să-l repar înainte să vină unchiul meu. E fantastic! Tehnica asta se numește spălare fabioloasă. Unchiule, ai părul ud. Se poate rezolva cu aparatul ăsta. Păi, unchiule, eu cred... Cel mai bine e să încerc reparația făcută pe mine. Un piculeț de uscare și un uragan uriaș pentru salonul de coafură al lui Fabio. Deci... Perfect! A funcționat! Sigur că a funcționat! Acum o să încerc să repar rețeaua electrică și conductele. Sunt cel mai bun! Cel mai bun! A fost cât pe ce! Tortul e reparat! Arată extraordinar! Oh, nu! Petrecerea va începe în curând și nu putem merge pline de frișcă! Repede! Mergem la salonul de coafură și tortul trebuie livrat printr-un curier ultra-rapid! Gata! Da! VIP Pets nu renunță niciodată! Haide, Juliet, intră! Fetelor, apreciez efortul vostru, dar e imposibil ca Fabio să ne coafeze pe toate! Nu ne coafăm, Juliet! Azi e ziua ta și tu vei fi în centrul atenției. Dar... Da, da, da! Ne iubim mult și suntem cele mai tari, dar nu e timp! Nu e timp deloc! Fabio, am nevoie de tine! Absolut! Birthday style. Oh, ce bine arăți! Uite tortul! Oh, nu! Tortul s-a stricat pe drum! Uitați-mă la tort și uite ce meți aveți! Dar de ce râzi? E îngrozitor! Aniversarea ta e compromisă! Cum? Dar a fost cea mai tare aniversare! Mi-am petrecut toată ziua cu prietenele! Haideți, fetelor! Hai să ne distrăm! Apropo, Juliet, ți-am făcut un tablou! Oh, iar eu am pregătit o ședință de yoga doar pentru tine! Și eu ți-am scris un cântec! Bine, bine, fetelor! Dar nu mai vreau tort! VIP Pets! Unde-i Alexia? Târgul de vechituri s-a deschis acum o oră. Dacă întârziem, nu mai prindem zgarda aia pe care am văzut-o. Bună! Care-i graba? Târgul de vechituri nici nu e grozav. În plus, am un prieten care lucrează la unul mai bun. De unde nemulțumirea asta? Nu am chef să merg și basta. Alexia, am așteptat o jumătate de oră. Nu poți face asta. Nu exagera. Dacă mă scuzați. Și acum te duci la salonul de coafură? Trebuie să mergem la târg. Ce e cu ea? Salut! Suntem animalele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP, VIP, prieteni, VIP, de neoprit când suntem împreună. Coafuri și aventuri, I love VIP. Fără nemulțumiri. E rândul meu deja? Ușor! Fiecare la rândul lui! Serios! Cu fiecare zi durează tot mai mult la salonul ăsta! Ce? Dar de ce spui asta? Pentru că ți-au veșnicie să-mi faci părul! Nu e adevărat! Mereu suntem foarte rapizi! Păi, cred că ți-a foarte mult! M-am plictisit! Îmi pare rău, Alexia, dar mă faci să folosesc super loțiunea fără nemulțumiri! Ce mi-ai pus în păr? Miroase urât! Ce-a fost asta? Loțiunea! De acum încolo, de fiecare dată când te plângi de ceva, se va auzi un bip. Nu poți să faci asta! Alexia, termină!
Știi ce? Nici nu mă plec de aici! Nu mai suport! Oh. Cea mai tare zgardă! Da, dar nu avem decât una. Dar am zis că o împărțim, nu? Așa e, trebuie să tragem la sorți. Altcineva ar trebui să poarte prima. Nu mă deranjează dacă sunt ultima. Drăguț, să vedem. Gwen, scoate-ți garda și hai să tragem la sorți. Ha? Unde s-a dus? E în regulă, fetelor. Cred că o va aduce mâine. A doua zi dimineață. Bună, fetelor! Ești gata să tragem la sorți? Cine ia zgarda azi? Ha? Ha? O secundă. Eu, de fapt, voiam să vorbesc cu voi despre zgardă. Cred că ar trebui să o păstrez. Poftim? Am mai mare nevoie de ea decât voi, pentru concerte. Îmi dă un aspect perfect. O să găsim una nouă care să vă placă. Nu-i corect. Zgarda asta e pentru toate. Ce bătaie de cap? Nu vreau. Juliet, și tu? Gwen, te rog, dă-mi zgarda. Și am să vă dau pe rând. Dacă mai aud că vă plângeți, loțiunea super secretă și pipuri pentru toate. Nu pipul. Sper că ați avut o seară bună. Păi, nu prea. Ne-am dus la târg și mai era o singură zgardă. Câtă drama. Păi, mie mi-este destul de greu. De fiecare dată când mă plâng de ceva, se aude un bip îngrozitor. Vă rog, ajutați-mă! E un bip! Fetelor, știu cum să rezolv problema Alexiei. Să mergem la plajă, vă povestesc totul. Fetelor, Fabia? Fabio? Se pare că nu e nimeni aici. Zgarda! Tare! Fetelor, fiți atente la mine, vă rog. Hai să o ajutăm pe Alexia să nu se mai plângă așa mult. Sigur, am așa multe vârfuri despicate de la atâta stres. Ca Alexia să fie mai pozitivă, trebuie să-i amintim de lucrurile care îi plac ca să nu mai fie așa nemulțumită. Să ne gândim. Să vedem. În loc să se plângă pentru că a trebuit să-și aștepte rândul la salon, se poate gândi la rezultatul final superb. Foarte bună idee! Asta e! Dar ne mai trebuie idei! Să o sunăm pe Alexia! Bună, Alexia! Urmează să-ți trimit poze cu lucruri care-ți plac ca să te uiți la ele, în loc să te plângi de orice. Mesaj? Tablouri cu lor creioane! Le ador! Ce drăguț! Nu se mai aude niciun bip! Mersi, fetelor! Păi, problema Alexiei e rezolvată. Dar cine ia zgarda azi? Ce e? Zgarda a dispărut. A luat-o cineva. Sigur a folosit intrarea secretă. Există un singur suspect. Alexia a luat zgarda după ce am ajutat-o? Ce? Nimic! Cum de s-a schimbat așa mult? Ce se întâmplă cu Alexia? Ce e asta? Bună, fetelor! Sper că v-au plăcut zgărzile! Îl mai țineți minte pe prietenul care lucrează la un târg? Păi, i-am dat zgarda și ne-a făcut câte una pentru fiecare, în culorile preferate, pentru prietene adevărate. Și dacă nu vă supărați, mai am un singur lucru de făcut. Creative style. Îmi place! Loțiune îndepărtată. Pot avea încredere că nu te mai plângi de acum înainte? Da, sigur. Nu e deloc grozav să fii nemulțumit. Și nici să avem o singură zgardă n-a fost prea grozav. Oh, nu! Bipul! Ești sigură că grozav nu e o nemulțumire?
Sigur că nu e o nemulțumire. Doar v-am păcălit. I love VIP Pets! Bună, dragi urmăritori! O foarte importantă sărbătoare internațională se apropie deja. Halloween! Da! O noapte în care spiritele se întorc pe pământ și... Și nu e nimic mai frumos decât să o petreci cu BFF. Înseamnă cele mai bune prietene. Să vă distrați! Pa și ham! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets! VIP Pets! VIP Pets! De neoprit când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Pets! Halloween! Nu vă speriați! Cred că am să ajung la mall mai devreme dacă o iau pe scurtătura asta. Haide, Lady Gigi! E doar o alee întunecată și sinistră. Monștrii nu există! Trebuie să fie o explicație! O explicație! Ce coșmar! Monstrul a fost așa înfricoșător încât mi s-a ridicat părul pe cap! Din fericire a fost doar un vis! Am să dau bună dimineața urmăritorilor mei! Deci nu a fost un coșmar? Ce mă fac cu părul meu? Halloween! Sărbătoarea mea preferată! Dovleci, bomboane, filme de groază! Anul ăsta am să câștig premiu pentru cele mai bune decorațiuni! Vor da salonului meu un aspect înspăimântător! Îmi lipsesc unele elemente! Dovlecii ăștia sunt foarte copți! Vor putrezi! Am o idee! Bună, Juliet! Aș vrea să-mi dai un sfat. Ce ai face tu cu o grămadă de dovleci copți? Film! Pentru toată anul! Ce idee bună, Juliet! Treci pe la salon mai târziu și am să-ți dau un borcan. Mi-ar plăcea! Pe curând! Chiar dacă a fost un monstru adevărat... A fost adevărat! Uite-te la părul meu! Ar trebui să mergi la cumpărături! Monștrii, nu ies la lumina zilei. Dar dacă ies totuși... Dacă iese vreun monstru, ai prietenele alături care să-l muște de glezne. Fetelor, sunteți fabuloase. Uite ce am găsit, Lady Gigi. Cu asta o să arăt super tare. Arată minunat. Mersi, dar voi arătați și mai bine. Asta pentru că nu ai avut timp să-ți faci machiajul. Hai să căutăm monstrul. Haideți, fetelor. Da, vin acum. Acum, partea cea mai importantă. Și dovlecii mei? Uite, unchiule, am făcut gem din dovlecii care erau pe cale să putrezească. Poftim? Erau pentru decorațiuni. Ce dezastru! Nu mai aveau dovleci la magazin. Au! Degetul meu! Păi, trebuie să existe o soluție. Pe aici, după mine. A fost pe cutia asta! A fost pe cutia asta! A fost... Bine, Lady Gigi! Inspiră! Expiră! Uite, e Lady Gigi! Să mergem la ea! Lady Gigi! Oh, nu! Urmăritorile mele nu mă pot vedea așa! Îmi place stilul tău! Te iubim! Unde se duce? Nici o grijă, am eu o idee. Vrei să fii să guști puțin gem? Gem? Dar cum o să-mi rezolve asta părul? Oh, stai!
Fabio? Fabio! Și pentru că i-am folosit să fac gem în loc de decorațiuni, e foarte trist. Am eu o idee! Treaba cu dovlecii e un dezastru! Un dezastru! Bună, Fabio! O zi rea pentru păr, draga mea. Păi, dezastrul ăsta poate fi reparat. Iar acum, tușa magică. Shopping style. Coafura perfectă pentru a merge la cumpărături de Halloween. Oh, Halloween! Iar eu sunt fără dovleci. Păi, am o surpriză pentru tine. Am făcut prăjituri cu dovleac și cu gemul de Halloween. Wow! Nu sunt doar decorative, dar prăjiturile astea se pot mânca. O să fie un succes. Cât Fabio mi-a aranjat părul, mă gândeam să mergem la cumpărături și să rezolvăm misterul. Da! Arăți așa curajoasă cu machiajul ăsta. Ador să merg la cumpărături cu voi. Și dacă există vreun monstru, sigur îl speriem. Bună, dragilor! Sunt din nou aici, gata de cumpărături. Azi niciun monstru nu mă va speria. Vreau doar să merg la cumpărături. Dar Lady Gigi e manechinul gonflabil care promovează mall-ul. Vedeți, dragilor, monștri nu există. I love VIP Pets! Ce e viața? O iluzie, o umbră, o ficțiune. Și cea mai măreață faptă e mică. Toată viața e un vis. Iar visele... iar visele sunt vise. Fetițo, te descurci foarte bine. Iubesc teatrul. Hei, uite! Casting pentru pisici, băieți și fete. E marea mea șansă. Hei, să joci ca o pisică nu e ușor. Știi deja ce ai de făcut. Da, am să dau tot ce pot. Miau! Și ce fac pisicuțele? Merg pe furiș, se mișcă cu eleganță, au răbdare și mai ales... Emoțiile mele câinești m-au trădat, Va trebui să mă controlez dacă vreau să iau rolul principal. Trebuie să mă concentrez mai mult. Miau! Miau! Cred că trebuie să repet mai mult. Cât e ceasul? Ce miroase așa? Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. A fost delicios. Dar mirosea ciudat, nu-i așa? Poate au schimbat sosul. Nu, s-a simțit un miros urât toată ziua. Nu vă dați seama, dar noi, pisicile, avem un simț fin al mirosului. Da, da, sigur. Cu mirosul ăsta, nu pot intra în rolul de pisică. Bună, unchiule. Miroase ciudat. Sunt înfundate țevile. Nu mai funcționează nici cum. Oricât de mult folosesc pompa. Da, unchiule, cu mirosul ăsta nimeni nu o să mai vină la salonul nostru. Nici o grijă, Fabia. Le repar într-o clipită. Ce urât miroase. Trebuie să aflăm de unde vine mirosul ăsta odată pentru totdeauna. Dar cum? Lăsați în seama mea. Cu abilitățile mele de felină am să rezolv acest caz. E un hamburger aici. Oamenii ăștia sunt așa neglijenți. Nu văd coșurile de gunoi. Poate mirosul vine de la hamburger. Nu, nu e rău. E foarte bun.
Ce e? Mi-era foame. Hei, agrafa pe care o ai? E un alt indiciu aici. Haideți! Am obosit deja de la atât de mult mers. Vine de acolo! Nu, fetelor, doar că asta mi-a scăpat. Chiara, tu ești! Ce? E căcuț de pasăre! Asta e ce simt și miros? Adică... Miau! Miau! Gata! Am făcut asta toată ziua! Dar împreună suntem mai puternici! Oh, ce e asta, unchiule? Trebuie să fie părul pe care îl arunc de fiecare dată când... Arunci părul acolo în fiecare zi? Dar, unchiule, părul nu se aruncă la toaletă! În afară de asta, risipești multă apă! Uite ce ai făcut! Dar e deja rezolvat! Oh, destinul tragic, miau! A încercat să-mi joace, miau! Peste... Chiara, nu mai încerca să faci pe pisica tristă. Respira adânc, inspiră, expiră. Am o idee! Cariera de pisică s-a sfârșit! Lăsată în voia propriei soți, fără... Nu mă miroase deloc urât! Trebuie să ajung la un casting și nu pot să merg așa! Și ce-ar fi dacă am merge la Fabio? Da! Eu și aici miroase urât. Bună, Chiara, s-au înfundat țevile. Chiara, ce s-a întâmplat cu părul tău? Tocmai l-am aranjat. Oh, Fabio, am un casting pentru rolul de pisică într-un film important. Dar o pasăre a făcut în părul meu. Și apoi VIP Pets au încercat să mă ajute și am ajuns udă toată. Ah, știu eu, o coafură specială. Sunt sigur că o să fiu observată la casting. Joci pisica foarte bine! Și o bentiță cu urechi de pisică! Fashion Cat Style! Mulțumesc foarte mult! Cu plăcere, Chiara! Și parfum de pisicuță! Ca să poți intra cu totul în personaj! Super, miau! La casting! Sunt grozave! A? Nu din nou! La coșul de gunoi, unchiule! Sper să mă aleagă pentru că m-am pregătit mult datorită vouă, fetelor! Poți reuși, Chiara! Ești cea mai bună! Da! Apoi sus! Următorul cățel la castingul pentru pisica principală, Chiara! Trebuie să prinzi o pasăre! Scuze, prietene! Te-am rănit? Ha! Foarte bine, Chiara! Rolul e al tău! Da, l-ai luat! Ai fost atât de bun! Mulțumesc, fetelor!